Ne-am întors la Neața pentru că este vineri. Au venit pe la noi profesorii trăzniți. Bună dimineața, Spooky! Bună dimineața! Știință! Uite, măi, că ți-ai amintit? Bă, că ai adus un alt savant. Exact, de data asta un savant trăznit. Ia, prezintă-te, domnule savant. Bună ziua, eu sunt Luca Bartic, savantul trăznit. Câți ani ai? Eu am 11 ani. În ce clasă ești? A 5-a. N-ați început încă chimia, nu? Printre a 6-a. Din păcate nu, dar încă sper. Am șanse să convinc. Îți dai seama ce avantaj ai, că știi deja să faci câteva experimente? Câteva. Și l-am adus astăzi pentru că, guess what? Astăzi începem filmările pentru Știința Altfel, o emisiune în care luăm programa de chimie și fizică din România și o transformăm așa, în stilul nostru crazy. Wow. Și filmăm clasa 7 și a 8-a. Exact, fizică. Serios? Și chimie, exact. Super tare, pe YouTube? Pe YouTube, da. Se numește Știința Altfel, tot pe canalul Profesorii Trăzniți. Ah, deci Profesorii Trăzniți. Am avut clasa 6 și a 7 de chimie și fizică și acum trecem la nivelul următor. Eu zic ceva. Oi, omule. Aici avem clasa ajutătoare de matinal. Mai au unul de aici. Ce ne propui astăzi? Facem clătite? Nu clătite, este chimie în bucătărie. Mai ții minte ce vrei să facem? Mai mult o plastilină, gen. Exact. Se zice corect plastilină, chiar dacă sună accent moldovenesc. Adică corect e plastilină, nu plastelină. Da, de la plastic. Da. Oarecum, cumva. Noi vom face varianta home safe. Așa că Play-Doh, cum se zice în limba engleză, cocă de jucat. Aoleo, da? Putem exact să facem asta acasă? Exact. Sunt destul de scumpe cele din magazin și atunci... Și avem așa. Fiander, avem aici mai multe acolo chestii pe chestii. Hai să-și noteze prietenii noștri de acasă exact ingredientele pentru plastilină. Ce avem aici, domnule? Făină, cred. Făină, așa că luăm făina. Luăm o parte de făină, ele sunt cândărite în părți de data aceasta. Cât să fie? Deci noi am pus un pic mai mult decât partea asta de aici. De exemplu, dacă folosiți o cană, puneți o cană ca o parte. Și când spunem mai puține părți, de exemplu, jumătate dintr-o parte sau un sfert dintr-o, aha, parte, ne referim la acea, bun, unitate de măsură. Bun. Deci cât punem? Toată. Da. Păi, căzut cu totul. Măi. Bun. Următorul ingredient. Următorul ingredient. Sare de mare, extra fină. Sare de bucătărie. Exact. Da. Hai. Cam jumătate, așa că punem și pe aceea. Jumătate dintr-o parte, pun-o pe toată. Vezi să-l dai pe lângă, bine? Pune bine. Jumătate dintr-o parte. Adică atâta e deja cântărit, așa că voi puneți acolo. Este jumătate din cantitatea de făină pe care am folosit-o, deci mai devreme. Bam, 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 ai zăpăcit, profesore. Păi da, știu, astea sunt cu părțile și cu unitățile de măsură. Știi că de-a lungul timpului au fost foarte multe unități de măsură și de-aia sunt acum standardizate ca să putem să le jucăm, da, cu ele. Și să ne referim la gram, ca la un gram peste, exact, tot în lumea asta. Și exact, la metru. Metru se găsește, cred că, la Paris, la muzeu. Metrul pe care... Primul metru. Suta de centimetri pe care o avem și astăzi. Bun. Următorul ingredient, sângele de mel, colorantul alimentar. Eu nu pun mâna pe așa ceva. Eu pun. E colorant alimentar, nu este sânge de mel. Sângele de mel ar fi albastru, oricum. Pe tot? Pe tot. Melcul are sânge albastru. Toată lumea știe că melcul are sânge albastru. Arată, e roșu bordeaux. Exact. Se scrie cu ea. Ulei. Ulei, hai la mine dacă vrei. Ulei, exact cât a fost colorantul alimentar, da? Exact, o lingură. Deci o lingură de ulei, o lingură de colorant alimentar, jumătate din cantitatea de sare din partea noastră folosită ca unitate de măsură și o parte întreagă de făină. Da. Bun. Și mai adăugăm ceva? O jumătate de pahar de apă. Apă, 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 apă pură de izvor din aia cu 70% clor, 90, depinde din ce zonă ne aflăm. Pam, 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 punem acolo. Bun. Și ultimul ingredient, domnule Savant, te las pe tine să pui. Știi ce am aici? Nu. Zeamă de lămâie. 100 de mililitri de data aceasta. Dar nu zeamă se bea. Nu se bea? Decât în limonadă. 100 de mililitri. Exact. Sau acid citric, dacă nu avem zeamă de lămâie. Domnule, luați și amestecați rapid, 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 rapid. Hai, amestecați. Dar mi-e frică să-mi dau pe jos. Între timp, eu am aici o sursă de căldură, un aragaz și așa mai departe ce avem noi pe aici. Pa, 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 sper să și funcționeze. Cred că face cocolașe. Așa, așa, perfect. Nu e nicio problemă dacă face cocolașe, perfectamente. Și acum așa. Amestecăm bine, bine de tot, bine, bine, bine de tot. Amestec, amestec, amestec. Amestec, amestec într-una. Și asta reprezintă, să zicem așa, poțiunea în ghilimele. Până acum avem un amestec simplu, s-au amestecat toate, toate, toate. Atenție, nu e de mâncat și pasul acesta îl fac doar adulții. Deci noi niciodată nu facem așa ceva, pentru că cine știe ce se poate întâmpla. Ena. Exact. Și acum, care dintre dumneavoastră va fi primul ce își va pune substanța aici? Nu știu dacă avem din să le facem bătătării, dar măcar una. Hai să vedem. Ramona. Domnul Savant, pe toată? Pe toată. Vezi să-mi dai pe lângă, bine, să-i grijă. Doamne, ferează. Perfect! Toată, toată? Cam așa ajunge. Asta e un fel de clătită roșie. Și punem pe foc și trebuie să amesteci într-una, domnule Savant.
Ca la risotto. Așa. Amestecăm într-una, să-i dăm așa căldura puțin tel mai mare. Amestecăm într-una. Ce bine stă la cratiță. Hai de mine. Să vezi când îmi iau șorțul ăla cu David. Wow. Da. Ai șorț cu David care... Ia ridicăm puțin să vedem dacă mai avem aici foc. La șef la cuțit. Ridică puțin, domnule, să vedem dacă mai avem foc. Ridică un pic. De ce tu dacă avem aici? Îl știi pe David îmbrăcat? Gata, domnule, poți să fii îmbrăcat? Uaaa, ce miroase. Păi, dar normal, dar știi de ce miroase așa? A gaz propan. Nu, miroase ca la așa, așa. Nici o problemă, dacă dăm pe lângă, trebuie să amestecăm într-una. Știți când este gata? Nu. Când se fac creveții. Nu, în momentul în care se strânge așa, o să vezi, imediat. Durează aproximativ 40-50 de minute. Nu, amestecă într-una acolo, domnule. Uite că nu se lipește. Trebuie să se strângă exact ca... Ce? Uite, vezi că deja s-a... plastilina, Răzvan, dacă a zis că facem plastiline. Cumva ca o cocă. Uite, vezi că deja începe să-și schimbe, își modifică substanța, dar mai ții minte de ce? Căldura schimbă cine? Schimbă formatul. Exact, starea. Schimbă materia, starea, exact. Așa că amestecăm bine de tot, bine de tot. Nu știam că, dacă știam când schimbă starea, căldura, mă duceam și eu la soare. Păi, dar nu știi că așa se întâmplă, n-ai auzit de vitamina D? Care știe engleză pe aici, Ramona? Aici. Da? Ia bagă și de aici. Dacă știi, hai, vrei să mestec eu? Tinere, ar trebui să știi răspunsul la întrebările astea capcană. Ca să văd... Ca să văd dacă stă și ție bine la cratiță. Ramona. Și cum îmi stă? Ia zi. Mai facem? Bine. Da. Vedeți acum când s-a prins. Uite bine cum, de tot. Cum mâna, cum se îngroașă. Așa. Wow. Trebuie să întoarcem bine de tot. Așa. Perfect. Întoarcem cu tot. Exact ca și cum am face o clătită. Observ? Uai, lei, ce frumos exact, să se face. Exact. Mamă, cât de tare. Și toate astea le avem în bucătărie. Adică nu trebuie să ajungem. Interesant, exact. Da. Extraordinar de fain. Și acum, mai las? Câteva secunde pe o parte și pe alta să se facă bine de tot. Așa. Și o să te rog să scoți aici. Așa, frumos. Este gata. Pam, pam. Așteptăm puțin să se răcească. Super, puțin de tot. Închidem sursa de căldură. Așa, este puțin încă fierbinte. Și acum, după ce lăsăm câteva secunde să răcească, nu-i cine știe ce, doar să aveți mare grijă să nu faceți ceva de genul, trebuie să o amestecăm bine de tot. Uite așa, bine. Până să se răcească de tot. Exact, până, trebuie să fie călduță, dar nici chiar fierbinte să ne ardem, adică verificăm ușurel cu degetul. Dacă e prea fierbinte, doamnă Savante, te rog, amestecă bine de tot. Hai, ce-mi place. Așa. Pentru ăștia bolnavi cu nervii, da, normal. Și în momentul în care se răcește, așa, se face exact plastilina pe care o găsim în acele cutii de Play-Doh. Exact. I-a pus eu așa? Da, sigur că da. Mamă, cât de tare. Vrei și tu? O bucată. Hai. Vrei o bucată? Hai, ce drăguțe. Mă puteți împărtiși pentru o mână? Cât de tare! Hai să recapitulăm. Deci am avut așa. O parte făină. O cană de făină. Exact, o cană de făină. Jumătate de cană de sare, extra jumătate fină. Jumătate de cană de sare fină. Deci nu fină, grușa, extra, extra fină. Extra fină. Exact, așa. O linguriță de colorant alimentar. O lingură de ulei. Și deci avem, bineînțeles, exact, jumătate de cană de apă și 100 de mililitri de hel, cum zice, acel zeamă de lămâie, helas, așa, citric, ce găsiți? Zeamă de lămâie, dar strecurați să nu rămână sâmburi. Puneți tigaia pe foc și în 2-3 minute aveți o super plastilină cu care să vă jucați cât e ziua de lungă. Bă, mi se pare super tare. Și ce mi se pare mai tare este că toate ingredientele astea sunt în bucătăria noastră și nu trebuie să mergem ba pe la farmacie, ba pe la fundul plastic, ba pe undeva mai trimis. Așa înțelegem ce se întâmplă atunci când, de exemplu, căldura în cazul nostru schimbă și transformă materia. De asta facem știință altfel, pentru că chiar avem acolo modalitatea prin care căldura schimbă materia. Ai văzut starea de agregare și așa mai departe. Și guess what? Suntem acum, că vine luna noiembrie, avem SciKids Festivalul Științei online în ultimul weekend din noiembrie. Știi ce se întâmplă? Știi? Nu cred. Știi? Avem o explozie și o bubuială și peste 22 de țări. Un fel de Eurovizionul științei. Wow, cât de tare! Mulțumim tare mult! El este Spooky, profesorul Trăznit. Îi găsiți pe canalul de YouTube Profesorii Trăzniți. Pe micuții savanții îi găsiți în fața laptopului, calculatorului, în fața tabletei, pentru că perioada asta s-a dezvoltat într-o știință, dar în mediul online. Mâini de la inimă! Mâini de la inimă! Mulțumim, domnule Luca, și spunem la 1, 2, 3 și... Știință! Recomandă!